Pentru unii oameni, Spania reprezintă țara în care merg pentru a profita la maximum de vacanță. În schimb, pentru mine, Spania este mult mai mult decât atât. Este ca o a doua casă. Când spunem Spania, spunem istorie, tradiție, artă, fiesta, gastronomie, faună și peisaje captivante. Vinul spaniol este recunoscut ca fiind printre cele mai bune din lume. Spania exportă vin încă din vremea romanilor. În ultimii 30 de ani, vinăriile așa zisele bodegas au suferit câteva transformări, ceea ce înseamnă că acum în baruri se găsește vin de calitate la preț rezonabil. Turiștii tind să creadă faptul că Spania este o țară a vinurilor roșii, grație faimosului vin Riojas. În realitate, primele vițe de vie cultivate încă din vremea fenicienilor au fost vinurile de Jerez sau Montilla. Regiunea Valenciei și a Mursiei este recunoscută pentru vinurile roșii balsamice. Primele vițe de vie au fost plantate în Priorato, o zonă superbă dincolo de Tarragona. În sfârșit, cava este șampania spaniolă care și-a primit numele de la bodega subterane din Catalonia. Aceasta este de o calitate superioară, putând fi comparată și cu șampania franțuzească. Iar atracția principală este fântâna din care curge vin, care se numește Jumilla.